Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Se predă amplasamentul pentru construirea viitoarei creșe în Câmpul Lung. 7 ani fără Gheorghe Chița, expoziție omagială la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung. Liderul a îngenunchiat echipa din Lerești la ei acasă cu scorul de 1-9. Un incendiu a izbucnit la o anexă aflată lângă o casă din localitatea Mihăiești. La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentele de pompieri Câmpul Lung și Mioveni, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurt de prim ajutor calificat. Flăcările au cuprins rapid anexa de aproximativ 80 de metri pătrați, construită preponderent din materiale combustibile. Acolo se aflau depozitate mai multe utilaje, alimente, 6 butelii și alte obiecte din materiale combustibile. Buteliile au fost evacuate și răcite de către pompierii militari. Din fericire, nu au fost victime, iar incendiul a fost localizat de către pompieri, oprind dezvoltarea acestuia la locuința din imediata apropiere. Intervenția militarilor a durat aproximativ 2 ore. Se pare că incendiul ar fi izbucnit din cauza unei afumători. Polițiștii piteșteni au fost sesizați de către un bărbat de 59 de ani din Bascov, cu privire la faptul că în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale din Pitești, ar fi lăsat autoturismul cu care s-a deplasat în apropierea magazinului, iar când a revenit a constatat că autoturismul nu mai era. Imediat a fost transmis acest furt către toate structurile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, ulterior fiind depistat în trafic de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Mioveni, pe DN73 în zona Clucereasa. La momentul depistării, autoturismul în cauză, care prezenta avarii, era condus de un bărbat de 39 de ani din Mărăcineni, care nu deține permis de conducere. Bărbatul a fost condus la sediul poliției, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a fost comisă și luarea măsurilor legale care se impun. Consiliul local al municipiului Câmpul Lung a fost convocat luni într-o ședință extraordinară. Inițial au fost 3 puncte pe ordinea de zi, ulterior s-au mai adăugat încă 2. Toate proiectele de hotărâri au fost aprobate de aleșii locali. Vestea bună este aceea că se fac primii pași importanți în realizarea unei creșe la Câmpul Lung. Pentru aceasta s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrare prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului unde se va construi noul obiectiv. Totodată, consilierii au aprobat și modificarea indicatorilor tehnici-economici pentru ca proiectul de construire a halei din piața municipiului Câmpul Lung să fie reavizat de Compania Națională de Investiții. În cadrul aceleiași ședințe s-a votat și o rectificare de buget pentru a putea plăti facturile către societatea care colectează gunoiul menajer în municipiu. Drept urmare, această sumă trebuia implicit să fie suplimentată pe partea de cheltuieli la credite pentru plata gunoiului. Dar n-au fost mărite servicii, nu? Nu. Este vorba despre același contract. Drepturile constatate în anul 2021 din taxa de salubritate a crescut la 3.020.000 de lei și drept urmare a trebuit și noi să venim cu această suplimentare. În primul rând că înregistrăm și niște plăți restante către furnizor și era chiar o urgență să facem această rectificare.
Ultimele două proiecte de hotărâri au necesitat votarea unor avize consultative pentru modificarea structurii organizatorice la Spitalul de Pneumoftiziologie și Spitalul Municipal. Aceste modificări fac referire la scăderea numărului de paturi pentru spitalizarea continuă a pacienților confirmați și suspecți cu COVID-19. Astfel, la Spitalul de Pneumoftiziologie, din cele 47 de paturi, rămân doar 20, iar la Spitalul Municipal, de la 120 la 89 de paturi. Muzeul Județean Argeș a găzduit la Planetariu premiera filmului Crunca și racheta magică. Spectacolul a durat 33 de minute și este produs de un studio din Berlin în anul 2019. Cei care au fost invitați să vadă în premieră spectacolul au fost copiii de la complexul de tip familial Dumbrava Minunată din subordina Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, însoțiți de vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Bughiu. Eroul principal, Crunca, descoperă misterele universului împreună cu prietenul său, Kipi, făcând o călătorie prin sistemul solar cu ajutorul unei rachete magice. Iată o nouă premieră la Planetariu Muzeului Județean Argeș, așa cum promiteam încă de la jumătatea anului. Finalul acesta de an aduce o bucurie în plus, atât pentru adulți cât și pentru copiii care trec pragul Muzeului Județean și implicit Planetarului. Se întâmplă lucruri interesante, suntem norocoși din acest punct de vedere și dați-mi voie să felicit Muzeul Județean pentru că a reușit din venituri proprii, iată achiziția unui asemenea filmuleț, care întregește portofoliul de filme aflat la dispoziția Planetarului, respectiv Muzeului Județean. Vom continua și în anul care vine achiziția diverselor materiale și cred că lucrurile care se vor întâmpla aici vor fi chiar pe placul copiilor. Astăzi, iată, avem la premiera filmului Crunca și racheta magică, avem un grup de copii de la DGASPC. Cred eu că sfârșitul de an va fi unul interesant pentru ei, fie și pentru că au trecut pragul planetarului. Cornel Popescu, managerul Muzeului Județean Argeș, a menționat că instituția pe care o conduce va aduce în atenția vizitatorilor și alte producții cinematografice și a subliniat că pasionații de astronomie pot face și observații astronomice la muzeu. Ne bucurăm foarte mult, iată, astăzi asistăm la o premieră a unui nou film la Planetariul Muzeului Județean Argeș și este vorba de Crunca și racheta magică. Așteptăm pe toți cei care sunt pasionați de planete, de stele și de astronomie să vină la Muzeul Județean Argeș de marți până duminică, în baza unei programări în prealabil, pentru a putea vedea atât acest film cât și celelalte filme care sunt în colecția Planetarului Muzeului Județean Argeș. Biletul costă 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Așadar, de marți până duminică, în baza unei programări telefonice prealabile, îi așteptăm pe toți cei care sunt interesați. Este doar una dintre surprizele pregătite de Muzeul Județean Argeș în acest an 2021. Sperăm ca și în anul 2022 să putem achiziționa și alte filme de planetariu, dar și nu numai filme de planetariu, putem să organizăm inclusiv observații astronomice, pentru că, așa cum bine știți, avem câteva piese de astronomie achiziționate în anii precedenți. Vizita la planetariu se face prin programare, iar spectacolele pot fi vizionate de marți până duminică. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung îl omagiază pe unul dintre cei mai importanți oameni de cultură pe care i-a dat Câmpulungul după anii 90. Au trecut 7 ani de când omul de cultură Gheorghe Chița a trecut la cele veșnice. În urma marelui om au rămas o serie de cărți care ne amintesc de istoria acestui oraș. Vederile din colecția lui Gheorghe Chița circulă și astăzi pe rețelele de socializare și sunt folosite atât de istorici cât și de scriitori atunci când este vorba despre cetatea lui Negru Vodă. În cadrul Bibliotecii Municipale Câmpulung, expoziția de publicații din această săptămână este dedicată sărbătoririi a 80 de ani de la nașterea istoricului câmpulungean și colecționarului Gheorghe Chița.
născut la București pe 16 decembrie 1941. Gheorghe Chița s-a remarcat în istoria Câmpul Lung prin impresionanta sa colecție de imagini vechi cu Câmpul Lung, peste 1000 de exemplare, și prin ineditele publicații referitoare la istoria Câmpul Lungului, precum Câmpul Lungul de alterată memoria ilustratelor sau istoria comunității locale Câmpul Lung Mușcel, monografia grupului școlar minier Câmpul Lung. Să uităm că a participat cu serie de studii, articole, recenzii, cronici, la diverse expoziții filatelice naționale și internaționale din Italia, Grecia și Turcia. A fost inginer la Institutul de Mine, întreprinderea minieră Câmpul Lung, și a avut o activitate didactică permanentă la grupul școlar minier din Câmpul Lung, acolo monografia și scris-o. Rămâne unul dintre istoricii marcanți ai Câmpul Lungului și prin colecția sa variată de exponate și ilustrate ale orașului nostru. În afară de cărțile lăsate, de numele lui Gheorghe Chița se leagă și ceasurile de la Casa de Cultură Tudor Mușatescu, de la Turnul Bărăției și Carol I, dintre care numai unul mai funcționează. În această perioadă, persoanele vaccinate cu schema completă în lunile septembrie și octombrie pot ridica tichetele de la centrele de vaccinare. Bonurile vor fi completate cu datele beneficiarilor când vor fi distribuite. În aceleași registre vor apărea și semnăturile persoanelor care primesc. Bonurile nu pot fi ridicate de aparținători. Se acordă persoanelor vaccinate cu schemă completă, adică prima doză și rapelul în cazul vaccinurilor Pfizer, Moderna, AstraZeneca și doză unică pentru Johnson & Johnson. Nu beneficiază cei vaccinați cu doza a treia. În weekend s-au desfășurat meciurile contând pentru etapa a 15-a din cadrul Ligii a 4-a Argeș. ACS Inter Câmpul Lung a obținut cele 3 puncte ale etapei fără niciun efort prin neprezentarea adversarului AFC Juventus Victoria Baskov. Liderul CS Rucăr a făcut deplasarea la Lerești, acolo unde pe stadionul din localitate a întâlnit echipa gazdă AS Lerești. Elevii lui Bogdan Dascălu au reușit să înscrie cu greu golul de onoare, după ce echipa fraților Genaru a avut un joc la discreție, reușind să marcheze numai puțin de 9 goluri. Și CS Mioveni a reușit să se impună pe stadionul din Făget cu 1-0 în fața piteștenilor de la ACS Speed Academy. În urma acestor rezultate, pe primul loc al clasamentului rămâne CS Rucăr cu 34 de puncte acumulate, urmată de ACS Inter Câmpul Lung cu 32 de puncte și pe locul 3 se situează CS Mioveni cu 31 de puncte. Rezultatele meciurilor din Liga a 4-a, etapa a 15-a. ACS Inter Câmpul Lung, AFC Juventus Victoria Baskov 3-0. CS Mioveni, ACS Speed Academy 1-0. ACS Poiana Lacului, ACS Energia Stolnici 4-0. ACS Viitorul Bârla, CS DLR Pitești 2-4. CS Sporting Pitești, ACS Bălilești 9-1. CSC Suseni, ACS Costești 3-2. AS Lerești, CS Rucăr 1-9. ACS Victoria Buzoiești a stat. Victorie la scor a basketbaliștilor piteșteni acasă în fața celor de la CSM Târgu Jiu. În afară de primul sfert început cu un run de 7-0 și continuat execrabil, FC Argeș nu a avut emoții în fața echipei la care au evoluat doi foști piteșteni, Porter Trup și Titus Nicoară. Pe fondul unor ratări exasperante la aruncările de la distanță, doar una din 9 reușită, oaspeții au preluat conducerea la jumătatea primului sfert și au terminat în avantaj primele 10 minute, 13-19. Situația s-a reglat rapid încă din startul sfertului secund, când Vulturii au reușit un run de 10-0. Ieremici a contribuit decisiv la această revenire de senzație cu 3 aruncări de 3 puncte în primele 5 minute. În minutul 18 s-a înregistrat pentru prima dată o diferență de 10 puncte, 37-27, diferență care nu a mai putut fi remontată de basketbaliștii gorjeni. Sfertul 4 l-a scos la rampă pe americanul Torlin Fitzpatrick, care a înscris din toate pozițiile. El a reușit, grație celor 3 aruncări de 3 puncte, dintr-un interval foarte scurt, să asigure un avantaj decisiv. Ba mai mult, și-a încheiat evoluția fantastică cu un slam dunk spectaculos.
A fost a noua victorie pentru FC Argeș, venită de data aceasta în fața unui public extrem de încântat de revenirea în sală. Meciul cu CSM Târgu Jiu s-a jucat la 50% din capacitate și este foarte probabil ca acest lucru să se repete la următorul joc din Trivale, cel din 5 ianuarie 2022 contra Sibiului. Vremea se menține închisă și mâine în județul Argeș. Temperaturile se vor încadra între 3 și 7 grade Celsius. În nordul județului avem cer acoperit de nori. 3 grade se vor înregistra la Rucăr și la Dragoslavele. 4 grade avem la Nucșoara și la Bughea de Sus, 5 grade la Corbi, 6 grade la Mușătești și Domnești, iar la Câmpul Lung de asemenea vor fi temperaturi destul de scăzute, de până la 5 grade Celsius. Vreme închisă avem și în sudul județului și temperaturi de 5-6 grade. 5 grade se vor înregistra la Râca și la Ungheni. 6 grade avem la Recea și la Buzoiești, iar la Pitești avem temperaturi de până la 7 grade Celsius. Și în județul Dâmbovița cerul se menține acoperit de nori. Temperaturile de aici se vor încadra între 4 și 7 grade Celsius. În nordul județului avem 4 grade la Râul Alb și la Bărbulețu. 5 grade se vor înregistra la Pietrar și la Malu cu Flori, 6 grade la Voinești. În sudul județului avem temperaturi de 5-6 grade. 5 grade se vor înregistra la Mătăsaru și la Mogoșani, 6 grade avem la Petrești și la Vișina. Și la Târgoviște avem vreme închisă cu cer acoperit de nori și temperaturi de până la 7 grade Celsius. La noapte cerul va fi noros la Câmpul Lung, iar temperaturile vor fi foarte scăzute. Acestea se vor încadra între minus 4 grade și minus 3 grade Celsius. Nici în următoarele zile nu se schimbă vremea. Mâine, dar și joi și vineri, cerul va fi acoperit de nori la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 4-5 grade. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare puteți urmări emisiunea Credință Creștină. Să aveți vizionare plăcută și o seară liniștită. La revedere! Mă scăți în toți, pentru că cătani și bun. Eu scutin mai întâi că sunt de video complicată. S-a dat startul emisiunii concurs Vine, vine Moș Crăciun. Și anul acesta Moșul a pregătit o mulțime de cadouri pentru telespectatorii Clar TV Mușcel. Puteți primi un smartphone, un Smart TV cu diagonala de 80 de centimetri, dar și multe alte daruri. Tot ce trebuie să faceți pentru a primi câte un cadou de la Moșul este să trimiteți filmulețe la numărul de WhatsApp 0747112284, în care îl colindați pe Moș Crăciun sau recitați o poezie tematică de iarnă. Sămiuța fuge, nimeni nu ajunge, are dor de ducă, parcă-ar fi năluca. Toată ziua prin zăpadă vine lumea să o vadă, sămiuța e ușoară, fuge, parcă zboară. Moș Crăciun cu biete d'albe a sosit de primă veci să aducă daluri munte la fetiți și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Condițiile de bază pentru a intra în concurs sunt următoarele. Să recepționați postul Clar TV Mușcel, să fiți la zi cu plata abonamentului și, nu în ultimul rând, să vă doriți să intrați în legătură directă cu Moșul în cadrul edițiilor speciale pe care le vom difuza în luna decembrie. Regulamentul de participare îl găsiți afișat pe pagina de Facebook Clar TV Mușcel. Ho, ho, ho! Aștept filmulețele și poezioarele voastre! Haideți, trimiteți! Da, mă numesc Ilie Rafael Sebastian, am 8 ani și sunt din Câmpul Lung și vă voi recita poezia Fulgul de zăpadă de Emilia Pluga. Primul fulg de neaușor mi s-a pus pe obrăjor. Bună ziua, mi-a șoptit și pe urmă s-a topit. Eu pe loc am întrebat, mamă, ce s-a întâmplat? Mama mi-a spus din prag, cred că s-a topit de drag. Bună ziua, eu mă numesc Tănoiu Rebecca Maria.
Am 7 ani și 8 luni. Sunt din Câmpul Lung Mușcel. Eu, pentru Moș Crăciun, i-am pregătit un colind. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. S-a născut dintr-o fecioară, în săraca iezlișoară. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fășețel, în scutec de bumbăcel. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de acum până în vecie, slava Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mă numesc Ilie Sofia Anastasia, am 11 ani, sunt din Câmpul Lung și vă voi cânta un colind. Creștinilor, noi astăzi un praznic mare avem. Ca să-l puteți cunoaște, veniți la Vihlaiem. Ca să-l puteți cunoaște, veniți la Vihlaiem. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi s-a născut. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Și s-a născut în lume pe acel ce l-așteptăm. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Nori scutură li vezi, ca crenguțe de argint, inima fără alint, azi ți-o dau să vezi. Uite, mâinile zălog, mi-au roit în srufe fluturi. Pomii salbi să nu mi scuturi, doar atât te rog. În seara sfântă de ajun ne întâlnim cu Moș Crăciun și împarte bucurie la părinți și la copii și pornim apoi prin sat la colinde și ura să vestim că e ajun și se naște Domnul bun. Creștinilor, noi astăzi un praznic mare avem. Ca să-l putem cunoaște, veniți la Vihlaiem. Ca să-l putem cunoaște, veniți la Vihlaiem.
că a născut în lume pe acel ce l-așteptam. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Pe paie între vite, Iisus este străin. Să-i ducem și noi daruri, veniți la Biflaim. Să-i ducem și noi daruri, veniți la Biflaim. Mergem cu păstorii și să-l preamărim, că pentru noi el s-a născut, veniți la Biflaim. Că pentru noi el s-a născut, veniți la Biflaim. Creștinilor, noi astăzi de grabă să alergăm spre-a noastră mântuire, veniți la Biflaim. Spre-a noastră mântuire, veniți la Biflaim. Scăci-mi toți pânca, că tăi și-ți bun. Eu scutin mai întâi, că sunt de video cum te gata. S-a dat startul emisiunii concurs Vine, vine Moș Crăciun. Și anul acesta Moșul a pregătit o mulțime de cadouri pentru telespectatorii Clar TV Mușcel. Puteți primi un smartphone, un Smart TV cu diagonala de 80 de centimetri, dar și multe alte daruri. Tot ce trebuie să faceți pentru a primi câte un cadou de la Moșul este să trimiteți filmulețe la numărul de WhatsApp 0747112284, în care îl colindați pe Moș Crăciun sau recitați o poezie tematică de iarnă. Săniuța fuge, nimeni nu ajunge, are dor de ducă, parcă-ar fi năluca. Toată ziua prin zăpadă vine lumea să o vadă, săniuța e ușoară, fuge, parcă zboară. Moș Crăciun cu biete d'albe a sosit de primă veci să aducă daluri munte la fetiți și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Condițiile de bază pentru a intra în concurs sunt următoarele: să recepționați postul Clar TV Mușcel, să fiți la zi cu plata abonamentului și, nu în ultimul rând, să vă doriți să intrați în legătură directă cu Moșul în cadrul edițiilor speciale pe care le vom difuza în luna decembrie. Regulamentul de participare îl găsiți afișat pe pagina de Facebook Clar TV Mușcel. Ho, ho, ho! Aștept filmulețele și poezioarele voastre! Haideți, trimiteți!